național a ajuns mai greu în Andorra decât în Kazahstan. Românii au făcut 7 ore până în Andorra, țara cu o populație cât Târgu Jiu. Plec dacă nu duc România la Euro, spune Iordănescu. Cu avionul până în Spania și apoi cu autocarul până în Andorra, Naționala României a făcut 7 ore pe drum pentru debutul în preliminarii. Andorra este țara cu 80.000 de locuitori, în care România a ajuns mai greu decât în Kazahstan. România are 4 victorii din 4 cu Andorra. Noi subestimăm, dar nici nu ne temem de ei. Toți ne dorim același lucru, să mergem la Euro. Venind după 7-8 ani de secetă, există o presiune mare în jurul echipei naționale. Dacă nu va fi la Euro, nu voi mai fi eu antrenor echipei naționale României. După meciul din Andorra, România joacă pe arena națională cu Belarus. La o săptămână după meci, Belarus riscă să fie exclusă din grupa României din cauza războiului. Avem o grupă, cea mai facilă grupă, un program, nu știu cum s-a ajuns să avem acest program. Ușor. Un program foarte ușor. Mai avem o scuză la România? Nu.